Premierul desemnat Iurie Leancă este în căutarea voturilor necesare pentru învestirea sa în fotoliul de șef al cabinetului de miniștri. Până acum, Leancă se poate baza doar pe voturile celor două partide din coaliția minoritară pentru o Moldovă europeană formată din PLDM și PD, adică 42 de voturi. Pentru a ajunge premier, Leancă are nevoie de sprijinul a cel puțin 51 de deputați. Diferența de voturi o poate lua de la Partidul Liberal sau de la Comuniști. Cei din urmă însă au spus răspicat că nu vor vota pentru Leancă, iar liberalii așteaptă să vadă lista viitorilor miniștri. Ulterior vor decide dacă îl vor sprijini sau nu pe liberal-democratul Iurie Leancă. Între timp, premierul desemnat a avut consultări pentru programul de activitate pentru viitorul executiv cu mediul de afaceri, patronatele, sindicatele și societatea civilă. Într-o perioadă destul de tensionată din punct de vedere politic, la Chișinău a venit într-o vizită neoficială consilierul pentru politica externă și de securitate al cancelarului german Angela Merkel, Christoph Hösgen. Liderii formațiunilor pro-europene, dar și oficialul german au fost scumpi la vorbe și nu au dorit să discute cu presa, preferând să iasă de la întrevederi tăcuți. Candidatul la funcția de prim-ministru, Iurie Leancă, are la dispoziție cel mult 10 zile pentru a cere votul de încredere al deputaților, iar voturile necesare pentru susținerea executivului încă nu au fost identificate.